Dimineața fără centri de grame. Nu am înțeles. Dumneavoastră vă spun. Lunar. Lunar, da. Practic, trei abonați. Este și abonați. Da, și v-ați... Și de degeaba. Și tot salonul lucrează. Tot, ia că aici merge, dar pe cablu, e pe cablu, merge. Aici la mine vine pe fibra optică până aici, pentru că eu deja dat fibra optică. Pentru că, dar din fibra optică și de cisliciu, din fibra optică se repartizează. Ați merge la toate panelele, la toate antenele, că încă așa o antenă să fie spaveleni și manual. Toate sunt făcute manual, pentru că cele de uzină, practic, nu se deosebesc și cum se face manual. E simplu, eu am zvărat acum. Și... Da, eu cum folosesc așa, dar aici îmi dau cu cablu de uzină, că vreau să dau și televiziunea. Am pus stația. Stația de televiziune au pus, da. Am tuner, că rămas numai să... Trebuie să-i dau cu cablu. Și fac eu o problemă, ca să limitez, pentru că toate amplificatoarele care merg la magistrală, la televiziune din cablu, ele se amplifică și așa trebuie. Cum se alimentează un tras? Eu se alimentez acestea... Eu la mine am un transformator, care se introduce aici și în rețea este în cablu ăsta este tensiune. Adică eu fac tensiunea, când merge cablu de internet, pun, ajung în punctul ăsta, eu am switch-ul, aia este 60 de volți, alimentează amplificatorul și ia că scot un capăt și switch-ul. Îi vorbesc că mai ați scăzut acel lucru. Folosesc, da, eu folosesc în capul ăsta de televiziune, folosesc și rețeaua de televiziune, și tensiunea merge semnalul de televiziune, alimentarea la toate acestea merge, merge tot în control și prestează servicii, internet și televizor. La asta, asta se ducea, unde e repartizat. Dacă te schimba eu am scos. Decât și diferite tipuri, nu-i comod, dar mai așa la, se alimentează 5 volți, alți cu 9 volți, alți cu 12 volți, atât mai plăcut. Dar eu, dacă sunt rețea, eu am o tensiune, acum trebuie să... L-am schimbat fără probleme. În ședință, la țară ședință. În ce? Păi pe un stativ. Păi pe un stativ, poți să o porți pe eu. Arăt ședința. Este un ce-o porți. Ar și tine, când își merge ședința, să nu știi nimeni acolo. Dar nu am mers în vorba acolo, n-am zis n-așa. Lumea să nici nu cunoască. Lumea să nu cunoască că îl filmez. Să stea o cameră așa undeva. Atunci îl trăiesc cu inima deschisă. Dar așa e că așa de trocare la dânsul, eu nu-ți mai spune așa. Se ginează, să... Da, că el a zis că își trebuie nia. Și trebuie nia, da. Care sunt planurile strategice de dezvoltare, v-a zis, a centrului în următorii 2, 3, 5 ani? Dacă aveți o viziune de genul ăsta? Adică idei palpabile și idei foarte vagi, v-a zis. Conectarea cât mai mult fără abonați. Cât mai mult abonați să aibă accesul ăsta la informații și local și internet. Eu cred că e foarte bine ce faceți, că veniți nu numai cu accesul, dar veniți și cu alternativă.